vorbit cineva? Oleșca, vă mulțumim. Bună seara, doamnelor și domnilor. Ne Bună se seara. pare că am intrat în direct, dar e un instrument atât de nou, încât nu ne dăm seama exact dacă suntem în direct și dacă ne auzim bine. Totuși, încercăm deja nu știu câta oară să facem discuții la temă propusă de Oleg Adrian Vlad, care iată, acum apare doar cu poză, dar sper spre parcurs o să poată porni și camera ca să-l vedem și pe el și pe crocodilul lui care seamănă dinozaur. Aseară am făcut o astfel de încercare, s-auzea îngrozitor și era deranjant că vorbeam despre discriminarea bărbaților, numai noi trei sau patru bărbați. Pe când azi, ia uitați-vă, egalitate, echilibru de gen, din șase persoane, fix în jumătate, cel puțin aparent, suntem femei și bărbați. Oleg, care ai propus, celălalt Oleg, care ai propus tema, dacă reușești, pornești camera, norocul nostru, că o să-ți vedem mutra și păpușa. Dacă nu, așa, cuvântează tu și cu amigo de pe poză, cuvântează și explică de ce ai propus tema discriminării bărbaților. Că doar da, nu știi, bărbații sunt o categorie minoritară în societate, totuși, de regulă, discriminate și victime a violenței domestice sunt femeile, care sunt categorie majoritară. Tu cum explici dorința de a discuta și despre cazurile foarte rare de discriminare a bărbaților? Îmi pare rău, nu pot aprinde camera, dar e ca Andriușa, crocodilul meu, plânge, ne s-o plâns ieri și astăzi că el simte că este discriminat ca bărbatul. Eu i-am lămurit că totuși el este crocodil și el s-a liniștit. Acum eu doresc să povestesc istoria care n-aș vrea să fie indiferent pentru oricine, că bărbatul ca și femeie tot este oarecare suflet care tot are nevoie să fie ajutat, înțeles, distat și aparat drepturile lui. Când eu am ales tema aceasta, eu m-am apucat să mă informez cu toate, cu statistice, cât de tare sunt discriminați bărbați. Și am aflat o situație extraordinară că bărbați sunt cele mai discriminați. În primul rând, ei sunt discriminați și din punctul de vedere de muncă, e că la codul de muncă, cum și-am zis ieri, când începe bărbatul să ducă la lucru, la dânsul nu există oarecare, ca la femeie, nu există oarecare interzicere. El poate să facă orice lucru, dar la femeie este anumit ce poate face sau ce nu poate face. Așa și în gigiena. Totuși eu am socotit să nu mă uit la ООН statistica asta, cu armata, care la noi tot asta problema este, că cu de să-l aduc pe bărbați și vor ei, nu vor ei, sunt obligați, că dacă nu, pe dânși o împun, prin judecată o trag la pușcărie, să ducă răspunsul că calcă drepturile statului, legi și așa mai departe. Am sunat eu la 1189 cu rugăminte să-mi ofere oarecare instituție de bărbați, de victimi, unde eu aș putea să ne plâng și să spun durerile mele. Ni s-a zis că nu există în Moldova așa ceva, dar mi s-a propus linia fierbinte de violență în familie, dacă cineva știe despre ce se vorbește. Am sunat acolo și am zis situația, că iată sunt... Sunt însurat și am soție și mă alungă din casă, mă bate pe mine și cea mai stranică problemă că ea este gravidă și trebuie să nască acum copilul și ea îmi spune că ea n-a să scrie pe mine pe copil acesta din motivul că nu mă socoate de tată și dorește să-l scrie pe alt bărbat pe care e o iubesc, ca el să fie ca tată. Acolo nu mi-a oferit niciun ajutor. A zis că posibil ei poate să mi ajute mie numai cu sfatul ca să mă duc la jurist de stat,
sau să o chem 112. Dar eu am zis, dar dacă eu o să o bat femeia aceasta, ca să o pun la punct cumva, eu ne-a zis, dacă o să o bat tu pe femeia asta, e să fie, tu o să fii dat din casă ca agresorul și femeia să rămâi măcar cu casa ta, este să rămâi în casa ta. Dar eu până atunci unde să fiu? Dar ea îmi spune mie că asta nu interesează pe noi, asta este legea așa și pedeapsă și trebuie să o duci pe dânsa. Totuși am sunat la casa victimei din Mărioară, acolo anume pentru femei. Da, dar linia fierbinte a zis totuși la urmă că el lucrează numai cu femei, dar mai puțin cu bărbați. Când am sunat la casa Mărioarei și i-am zis, apie așa să râde de mine și îmi spune, dar cum vă bate pe dumneavoastră, domnul Oleg, soția voastră? Da, zic, dar soția mea e ca urs, are 100 de chile și când îmi pocnește în mine, apoi eu duc dorul după tăt. Și s-o râzi și femeia asta și zici, da, 112, dar eu văzând cazul când vine poliția câteodată, când se jăluie bărbat pe femeia, păi îi sărăd eu, îi spun eu, iau și bravo femeia asta că o bate pe bărbatul ăsta, da? Ne-a dat număr de telefon la Armenească 27, birou 10, la doamna Viorica, tot de violență, mă rog, care apre drepturi și bărbați în toată familia. Și ei tot nu au putut să-mi ajute. O zis că este o două, trei căsi care apere drepturile bărbați de victim și pot acolo să mă adresez. Este la Centru Botanică și Drochia. Am sunat la domnul Alexandru. Domnul Alexandru mi-a zis mie că, din păcate, ei nu oferă în așa mod ajutor la bărbați, numai dacă el a fost vândut sau dacă a fost trimis la lucru cu minciună, au fost luate documente și impus la lucru. După hotărârea judecății, poate să-i ofere așa posibilitate. Dar restul în viitor, mai mult să plâng copiii, bărbați pe copii sau pe nepoți, adică cu tată, pe ficior sau pe nepotul, dar să plângă pe femeie nicicum. Eu socot că aceasta este oarecare încălcarea. Cum de femeie poate să o bată și el nu simte că bărbat este supărat, dar și e simte că legea asta o apere mai mult drepturile ei, ja? Și ea nu чувствует силу ответственности, n-are nicio răspundere. E știi că oricum a să fie mai moale răspuns tras de dânsa decât aș fi asta bărbatul. Dacă bărbatul era psobată pe dânsa, era să fie altfel. Dar așa se prinește că noi bărbați nu putem să ne apărăm de la femei. Și copiii, asta este cea mai mare problemă noastră, copiii, tot nu suntem apărați. Dacă femeia nu vrea ca să știm tată, noi putem să nu știm tată și am încercat să întreb asta și la toate liniile de fierbinte și de familie și de violent și ne-a zis că dacă e nu vrea, nu puteți să o împuneți. Și am auzit ieri Vlad, spune un caz, că tata lui spunea despre Italia, că acolo, eu pot să spui, Vlad, ieri tu ai povestit, eu m-am observat, dar ieri ceva nu am observat, că acolo dacă femeia nu vrea, păi să ia toate drepturile la bărbat, corect? Oleg, mai repet odată că nu am făcut... Despre ce povestit ai că tu din Italia, că acolo da. Se întâmplă cu... Da, în Spania. În Spania, adică, da, nu știu cum, femeia hotărât, nu știu cum, acolo se despartă de bărbat și în felul, dar el avea și firmă, avea și casă și mașină, practic tot i-a luat femeia. El, dacă a vrut să despartă de bărbat, e și copii, e și casa, e și business-ul. Și bărbatul a rămas pe un caz în Spania, auzit de tatăl tău. Asta nu înseamnă că exact nu, așa nu se auzit, întâmplă în toate nu cazurile auzit, de dar... divorț, de violență în Occident. Da, noi vorbim acum că de cazuri care depinde tăticul cunoaște persoana dată, da? Care a ajuns. Ea se primește că l-a înșelat cu alt bărbat. Și a divorțat, primești cu femeia a dat la divorț și în felul ăsta a luat
copiii, casa, tot ce avea. El a rămas cu nimic. Dar voi observați că m-am lăudat la început că suntem în egalitate de gen, jumate bărbați, jumate femei în discuția asta și primii trei au vorbit bărbații. Eu încă n-am terminat. Cu atât mai mult, exact. Nici, nu las, nici acum nu las colegi să vorbească cu femeile. El încă nu a terminat, că el e bărbat. Ia, că Larisa vrea să vorbească. Hai să ascultăm pe doamnele Larisa, Victoria și Tamara. Vreau să zic că eu cunosc personal, nu așa numai din auzite, dar cunosc personal destule cazuri când cu adevărat îți discriminați bărbații. Sunt adică care chiar bătuți, sunt bătuți de soțiile lor care au fost bătuți. Cazuri de astea când sunt bătuți bărbații, e foarte dificil, deoarece un bărbat să recunoască, cui să ducă el să recunoască că mă bate soția, mă bate femeia. Vă închipuiți cât e de înjositor, cât e de dificil pentru un bărbat să recunoască, să recunoască acest lucru. Puțin care au, pot lua așa decizii și mai ales dacă sunt și de obicei să vedeți și interesant că nu sunt după statistică, asta nu sunt datele mele personale, sunt bătuți acei bărbați care sunt, au fost destul de, să zicem, care au chiar posturi, ocupă și posturi, care au și facultate, cultură, educație, unul din momentele că el e educat în așa fel că nu poate să lovească o femeie. Și adică el rabdă din acest motiv. Sunt destule cazuri. Alte cazuri când cele mai frecvent întâlnite, este cred că sunt întâlnite mai rar. Când la fel cum sunt bărbați cu tulburări de personalitate, care sunt sunt și femei cu tulburări de, de personalitate, psihopatică, narcisică, cu ele e grav. Cu ele e grav, nu înțeleg deloc bărbații de ce nu pleacă de la ele. Fiindcă aceste tulburări de personalitate nu se tratează și acești bărbați cam o iau razna. Ei, adică să, nu numai că sunt în situația că nu au cum să se ducă cum o femeie sună la linia fierbinte, ca acum le-a numit acum aceste casa mărioarei și toate astea, pentru o femeie e mai simplu să sune. Dar acești bărbați sunt într-o, la fel cum violența domestică, când mai des așa, sunt publicații, emisiuni, se fac interviuri cu femeile care abuză în familie, care este psihoemoțional, care tortură în sensul adevărat a cuvântului. Ca pe, mai rău ca în detenție. În detenție nu-ți acordă atenție non-stop, că sunt și alți deținuți. Dar acești bărbați sunt hărțuiți într-un hal fără de hal și cu regret până la urmă, marea majoritate a bărbaților care nu reușesc să divorțeze, să evadeze, să fugă, adică să se despartă de această personalitate cu tulburare de personalitate, până la urmă, să o soluție pentru ei paharul și el să mai uită din ecaz. Adică e foarte, destul de multe cazuri care, uite, s-a căsătorit, parcă era bine în familie și așa din senin, care nu a băut, nu a făcut abuz de alcool și până la urmă, după câțiva ani de căsnicie, până la urmă, acel bărbat ajunge dependent de alcool. Nu, cu drogurile n-am prea auzit, cel mai frecvent. Poate sunt cazuri, n-am citit eu de ele și nici n-am întâlnit eu. Dar bărbați care au ajuns până la urmă cu mari, cu dependență de alcool și evident că el dacă a devenit dependent de alcool, problemele sunt și mai mari, el nu mai fiind în stare de ebrietate, ori evit să vină acasă, doarme sub un gard, ori când vine acasă, poate atunci prinde și el un pic de curaj, mai sare și el poate la bătaie. Dar dacă el de felul lui trăiește cu o psihopată sau cu... Și ei au și tipic care i-am cunoscut eu. Asta n-am cătat în literatură,
Nu am cătat, dar chiar o scaut. Cei care i-am cunoscut eu personal, care fiind abuzați așa psihoemoțional și unii din ei, așa mai rar totuși fizic, că nu se încurajează femeile cu una, cu două fizic, care de tot e sociopată. Că bărbații, cum n-ai da, după statură, după constituție, după kilograme, după înălțime, sunt mai puternici fizic decât femeile. Dar se întâmplă să fie femeia mai puternică decât bărbatul. Hai să ascultăm și pe Victoria. Da, asta vreau să zic. Și adică acei bărbați până la urmă cu regretul ajung dependenți de alcool. Asta, cam asta vreau să spun. Pe urmă mai adaug. Alcoolul e tot un fel de drog. Să vedem dacă are microfonul pornit, Victoria. Mai devreme s-a auzea când a intrat cineva în cameră. Da. Spuneți dacă mă auziți ori nu? Da, auzi. Eu, o secundă, mi-a căzut telefonul. Așa. Eu am vrut la moment, adică persoana aceasta care o povestit, cum îl numiți? Oleg. Oleg. Înseamnă Bonilido. Că... Bonilido. Cum? Oleg. Oleg Adrian Vlad. Oleg? Poreclă Bonilido Amigo. Aha. Da. Aha, bine. Îl numesc cum? Andrian? Ori... Da. Cum vrei? Sau Oleg. Da. El las fi Andrian, că dacă este și Oleg, să nu mă încurc, adică. Bine. Așa. Da. Las fi Andrian. Adică, la moment aș vrea să, dacă pot să-l ajut psihologic, să-l susțin, pot să vin să vorbesc cu el, dacă el acceptă eu am cazul ăsta, am povestit, dar este cazul nu e adevărat. Este cazul e caz inventat. Inventat ca să vadă reacția centrului. Imitare. Da, înseamnă că sunt psihologi care poate să vorbească și prin, adică să nu ajungem la poliție, la linia fierbinte. Sunt mulți, de pildă, psihologi care noi putem să ne ducem la ei și să ne îndreptăm cum bărbații și femei, cine sunt mai ei. Eu n-aș spune că sunt bărbați care sunt mai puternici, cum a spus numai ce ați menționat, ori sunt femei mai puternici. De pildă, acum eu sunt la moment mai puternic decât soțul meu, fostul meu soț. Dar vreo câțiva ani în urmă, el era mai zdrăvănut și mai... Și el m-a doborât. Adică nu știm noi când e puterea mai mare la femeie, cu kilograme, cu sportul și cu statura și cu toate. Noi vorbim în general despre discriminarea, ori femeilor, ori bărbaților. Dar la momentul că spus... Numai bărbaților. Da, la momentul a spus numai de bărbați, vă spun că tot mai bine ar fi ca până la căsătorie să fim pregătiți de nea căsătorie. Să fim pregătiți. Dacă noi nu suntem pregătiți, noi repede ne căsătorim și apoi chicăm, adică în așa cazuri, că gata, nu-mi place femeia, că e gravidă, că mă bate, că nu știu unde să mă duc. Dar până întâi, până n-as știm, e ca la autovehicul, până nu știi a merge, nu ți dă ție, adică de la școală auto, că ai dreptul să mergi, că trebuie să înveți. Așa și în viață, dacă nu învețăm și nu știm căsnicia, pentru ce să ne mai căsătorim? Mai întâi ne pregătim să ne căsătorim, adică învățăm toate cele, adică cum se poartă cu o femeie, cum femeie trebuie să poartă cu bărbat. Mai ales la biserici sunt tare mulți, toate bisericile învață mai întâi cum trebuie să poartă femeia cu bărbatul, bărbatul cum trebuie să-i ducă grija. Ia ca asta. Dar dacă e că Oleg Bregă nu crede în biserică și în Domnul, cum el îți duc în biserică să fie învățat? Nu, eu am adăugat când se poate și la biserici să te duci, dar mai întâi am spus și la psihologi. Dacă el nu umblă la biserică, înseamnă că la psihologi poate să ducă. Este lume multe care ei studiază psihologii. Ei trebuie în multe. Chiar ieri eu am povestit o situație.
Am o cunoscută de-a mea și chiar am vrut să o pun la punct situația asta. Un cunoscut de-a meu care n-are unidră, e boschitară. Și el s-a unit cu o fată care tot boschitară. Și un moment, e o devenit gravidă de la el. Pe dânsă o luat în centru de deplasament pentru femei gravide și așa, care n-au unit locuit, dar pe poșta veche, la poșta veche și așa mai departe. Dar pe tață, nicicum, nici nu s-a gândit statul să-și apere drepturile la tata. Adică, pe dânsă nu interesa situația asta, unde va fi el, cum va fi el, cum o să trăiască, o să rămâie copil fără tată sau nu, n-o să rămâie, dar trebuie la copilul ăsta tată sau nu trebuiește. Și eu l-am întrebat pe dânsă, măi Vasile, dar la Murești, dar cum, tu unii stai, unii, zice, nicăieri, el unde pot acolo și dorm și gata. Înseamnă, de luat copilul a luat cu mamsa, dar când o să crească copil și o să devii la 18 ani, statul care spune, uite ce puișorii mei, dragostiți, iubiți și așa mai departe, a să fiu aruncat tot de stat. Ei până la 18 ani fac așa mare grijă de copii, minori, noi, iaca, adolescență, dar după 18 ani, unde copilul și ala îți ducă? Nu tot îți duc ca și tațul și să îmblă și să o găsească tot pe așa o vică și să doarmă cu dânsă și să o facă iar copil și tot așa ești povestea și ei. Ia înlămuriți ne voi, femeie, de ce nu să apere drepturile la tata? De ce? Nu, ar trebui să apere drepturile și la bărbați. Este egalitate. Și grupul nostru și s-a format pentru să ajutăm și la alții, adică să spunem că este dreptul de egalitate. Oleg Ivanович, așa e clar, da? Oleg Ivanович, dumneavoastră îi cunoașteți, da? Că noi pentru egalitate și pentru drepturile și pentru că să nu se încalce drepturile omului, adică noi grupul acesta l-am format și putem ajuta și la alții. Iaca femei, după statistica ООН, cel mai mult care se hodinește asta femeile, ei se duc mai mult la curort. După statistica ООН, cel mai mult trăiesc femeile decât bărbați. Mai devreme ies femeile la pensie. Centrul de medicină, ginecologie, mai mult dezvoltate pentru femei. Când eu intru în policlinică la androlog, ca să ne controlează prostata mea, că aici grupul Microfon Liber NAS mi ajute, el lucrează o dată în săptămână și în prima jumătate de zi, o oră singură și dacă dovedesc gine, dar dacă nu, nu. Dar după statistica de medicină, de menstruat, este dovedit că cancerul de cheptu, dacă corect eu zic, da? Și cancerul de prostată, asta e tot un fel de cancer, este boală egală. Dar noi bărbați nu suntem aparați de chestia asta, înțelegeți cum? Și încă, dacă bărbatul, dacă femeia vrea să trăiască din buzunarul bărbatului, din contul bărbatului, asta normal s-o coate, corect? Dar dacă bărbatul trăiește din contul femeii, asta s-o coate deja le fons. Asta s-o coate care se folosește de bunurile a femeii. Înseamnă el nu are dreptul. Dar de ce el nu are dreptul să trăiască din contul femeii, dar femeia are dreptul să trăiască din contul bărbatului? Așa, pot să răspund eu, Victoria. Adică în fiecare stat diferite legi. Dacă ne uităm de pildă la Radi, la unde acolo, dacă acolo s-a desfăcut căsătoria, așa, s-a despărțit, acolo femeia nici nu-i mamă. Gata, copiii rămân cu bărbatul și la bărbat toate drepturile. Așa-i? Nu, dacă ne uităm la altă țară, de pildă la Rusia, acolo toate drepturile după femeie, dacă s-a despărțit, nu mai lasă niciodată copiii cu bărbatul, adică cu tatăl. Nu, acolo mama,
ascultați, e bună, e rea, poate și câte o leacă, dacă vă uitați la primul efir cu Malahov, vie femeie și ea și nu știu și copiii trebuie să iei, o mai sparie și mai faci și când te uiți psihologii de acolo, de acolo, știu ori noi lăsat ei copiii. Nu, nu-i lasă lui bărbatul. Păstăiana bărbatul, adică, nu, nu, așa, și la noi în Moldova este doar egalitate. Unde? Dar la noi tare rar. Nu, eu zic după drepturile omului este egalitate, dar după ce vedem că se încalcă drepturile. În lege e scris una, dar totuși în Moldova nu se face ceea ce e scris în lege. Adică este dreptul, dar bărbatul nu are să uită ori polițaiul, ori procuror, ori judecător, el să uită tu și tu așa scopcheie, lască mama, mama, adică e decid totuși mai mult procentul în femeie, în mamă, dar nu în bărbat, în tată. Bine, eu am o întrebare. Voi femeie știți 8 martie, că asta ziua mamei, ziua și așa mai departe, dar voi știți când ziua bărbatului? Voi știți când nu, noi avem ziua noastră? Era 23 februarie, dar nu, noi 14 februarie, februarie este ziua îndrăgostiților, 23 februarie este ziua armatei, asta ziua bărbaților discriminați care au fost munciți și dus cu desâlă la armată, la lupte, la tot, asta ziua lor. Dar ziua bărbatului, când trebuie să ne aduceți nouă flori, să ne pupați pe noi și să spuneți voi cei mai iubiți, cei mai gingăși bărbați, cei mai aleși, cei mai doriți, voi știți ziua noastră când? Nu știm, da, dacă știm, spune. Și să ne duceți pe noi la restaurant, să ne hrăniți. Pe data de 19 noiembrie este sărbătoare internațională bărbatului. 19 noiembrie. Opriți-vă puțin. Eu vreau să menționez, adică să țin minte, când 19 noiembrie? Da. Da? Că da. Eu sunt divorțată de 12 ani și să știu când să-l chem la restaurant fostul meu soț, eu de-amă să știu că e de grabă. Da, da. Pe 19 noiembrie trebuie să scriu undeva. 19 noiembrie, da? Mai am eu. Hai să mai strâng o leacă de bani să-l pup, să-l duc pe restaurant, în ziua lui. Noi bărbați tot suntem, voi sunteți femei făcuți din noi. Noi v-am dat vouă coasta noastră ca să locuiți, să trăiți, înțelegeți? Oleg, poate tu nu ți-ai minte, dar tu tot dintr-o femeie te-ai născut. Lasă poveștile cele că voi născuți din noi, tu cu vreo 30 de ani, urmă te-ai născut dintr-o femeie. Da. Auziți, Andrianu, cum vă spune? Dumneavoastră, dacă spuneți că bărbatul dă o leacă de semință de-a lui, dar nu poate sămânța bărbatului să-și facă nimica fără femeie, că femeia tot dă ceva și mai departe. Stai bărbatul cu sămânța lui fără femeie, acum, nu? Sunt de acord. Dar ce va fi dacă noi bărbați murim, tăți, și rămâneți numai voi femei. Dar ce va fi dacă noi femei murim? Și noi femei murim. De 4 miliarde să moară, nici molima n-ajută, nici bambele n-ajută. 4 miliarde, îți dai seama câte toane de carne. Bine, mai am o întrebare către voi femei. Ia-mi spuneți, dacă bărbatul se jeluie și se plânge, pe noi și spuneți bărbați nivață, dar tu nu trebuie să plângi, nu trebuie să te jeli, că tu ești bărbat, tu și bărbați niciodată nu plâng, îi trebuie tăți rabde, și așa și așa. Dar de ce noi nu avem dreptul să plângem? Sau nu, aveți dreptul să plângeți. Aveți dreptul.
Astăzi ziua noastră. Este sunt emoțiile, emoții. Iacă voi cum să o coați? Mă ta doamna Veronica, Viorica, mă iertați cum vă cheamă acolo. Victoria. Ați fost măritată. Sunteți și ați fost măritate. Ați trăit o bucată de viață întreagă. Și am 5 copii. Bine ați făcut. Am 5 copii. Da. Ascult. Și chiar n-ați văzut nicio discriminare, nicio discriminare de bărbați n-ați văzut. Eu toată viața am fost bătută, fugărită și dornită în păpșuri. Și eu nu știu cum să lămuresc discriminarea. Eram discriminată eu ca mamă, ca femeie. Și acum eu nu mă tem să spun. Dar vreo câțiva ani în urmă, el pe mine m-a amenințat, eu acum vorbesc serios, fără râste. Ca așa am tras eu, vă spun în serios. Eram în gură morții, avem 5 copii și nici un polițai, nici un procuror, sunt din Drochia. Nici un judecător nu a vrut să mă apere drepturile mele, că eram bătută, fugărită, cu picioare, eram bătută, nu voi verde. Eu și am tras, nu vreau să povestesc detaliat. Și eu spun, eu nu pot să spun cum asta discriminată de bărbat. Eu nu pot, așa temă, eu nu știu. Eu știu că eu eram discriminată și îndemn tot femeile să nu tacă. El așa îmi spune după ce mă bătea. N-a să ajungi până la poliție, te omor. Te omor. Și eu și acum stau și spun la toate femeile și chiar și la bărbați, nu tăceți. Nu așteptați să vă bată, să vă bată și să vă bată. Odată ți-o tras, nu lăsați. Faceți ce vreți, puneți bariera, cum stuciți-vă все instanții, делайте что хотите. Но здоровье это важнее всего. Садуще психика, стай нервоз, ту стай стресат, ту стай несанатоз, кум. Așa că despre discriminare bărbaților nu pot să spun nimic. N-am văzut așa cazuri. Noi vorbim despre bărbați normali. Eu v-am arătat două cazuri la drepturile la copii, că copilul, tata nu are dreptul să o împui pe măsă, să o scrie pe soție, să o scrie pe dânsul ca pe tata în documente, măcar că el și cel mai bun tata. Dar dacă e, nu vrei, statul și apel dreptul e. Și am arătat cazul cu, iaca, cu nevoiașii ăștia care trăiesc pe drumuri și cum își apere statul drepturile lor. Și Vlad v-a arătat situația când, măcar că nu în Spania, dar tot așa drepturile și în Rusia și în Moldova, mai multe posibilități are femeia, accesul la bunurile și așa mai departe, dacă ei e censurat și are copii și așa mai departe. Și bărbatul nu socoate că el are oarecare dreptul. Și la linia fierbinte clar ne-a zis că dacă eu agresez pe femeia mea, înseamnă pe mine mă alungă din casă și pe mine deși nu interesează. Pe 3 luni eu n-am dreptul să intru chiar în casa mea. Eu de ce am vrut situația asta să vă arăt? Că eu socot că statul nu a prelucrat legea asta și când femeia începe face niște prestuplenie, cum să spune, criminale lucrurile, e nu se teme așa încălcări. Că încălcări, da. Eu socot că pentru dânsa legea o să face mai moale pedeapsa o de. Nu faci ca la bărbat. Dacă la bărbat poate loc 30 de ani și pe urmă după viață, pe viață, pușcăria, dar la femeie poate loc podul de pedeapsa 15 ani cel mai mult. Dar pe viață la dânsă nu există așa legea. Și în Oleg, legi pentru bărbați și pentru femei. Toate legile sunt pentru oameni. Nu. Probabil că totuși când se face decizia să amendeze, să aplice amenda, ori să-i facă vreo pedeapsă, eu așa mă gândesc că totuși în fața
la tribună, adică când merge judecata, totuși instanță, judecătorii, da. N-are importanță, e femeie, e bărbat, el stă și cu gândul că totuși se uită și la statura lui, de pildă, aha, el e ăsta, ar putea el să o dobărască, ori nu, ori amăjește. Și tot ei decid. Judecătorul stă unul singur când face decizia, adică ce să facă cu... Adică ce pedeapsă. Dar poate să greșească? Da, dar cum? Mulți poate să greșească. Adică, nu, mărimea... Poate, da, mulți greșesc. Da. Dar totuși, să uite și după statură, de pildă... La mine bărbatul s-a dus, s-a jăluit trei bărbați, că eu le-am bătut. Eu una am bătut trei bărbați, asta vreo câțiva ani în urmă. Și nu m-a amendat, dar într-adevăr eu le-am bătut. Dar eu am venit și am spus, cum? Dar eu eram mai subțărie, că și vai de capul meu. Cum eu am putut? Dar ei n-au vrut nici să-mi întragă înapoi. Eu m-am nervat. Și ei n-au vrut să-mi întragă înapoi. Era bărbatul meu și era încă doi care cu dânsul acolo. Dar ei acu stimă față de mine și nu mă păleu mine. Dar eu întrân și adică am mai izgit, am mai dat. Și a doua zi ei s-au dus și au chemat polițaiul și m-au chemat și pe mine. Și polițaiul zice, și ia că ei spun că tu ai bătut. Zic, cum? Eu una am bătut trei. Nu, când am vrut să ne aplice amenda, am cinci copii, nu vreau să... Da, și ei pe mine m-au crezut că eu una n-am putut să bat trei bărbați. Dar într-adevăr eu i-am bătut. Iacaveț? Eu am făcut asta, pe bătaie. Da, dar femeiul i-a venit... O venit bărbatul bat... Și încă cu doi, și nu odată vine și fiindcă bia cu dinși, la mine era o problemă, când nu bia, tot normal. Facem copii, facem mâncare, tot. Nu mă vine o prieten, gata, la noi se începe. Și eu, distresul este că știem că amuș trebuie să înceapă ceva, la mine de-am nervă. Asta Tamara, nu ce m-a dus și am bătut. La primărie, Burlacu, ați fost prin multe ori prin instanță, poate știți, este lege pentru bărbați și femei sau toate legile la fel? Nu, legile tăte sunt tot una. Nu sunt pentru femei, pentru bărbați. Asta părerea mea, dacă cineva... Eu am ascultat atent. Chiar vreau să întreb... Îndeoște legea cum prevede, ce prevede. Deci eu am făcut și am luat cunoștință cu așa tematică egalitate de gen. Și dacă pornim de la Constituție, pornim de la legea 121 privind discriminarea și la Consiliul pentru Asigurarea Egalității și Eliminarea Discriminării, și nu s-ar putea de invitat, zic eu, în discuția noastră, sau, mă rog, așa să... Ce păriri au cești de la Centru pentru Egalitate și Asigurarea, pentru Asigurarea Egalității și Eliminarea Discriminării? Dar când aud de violență, de bătaie, pentru mine e ceva neobișnuit. Chiar cât de tare nu l-ai discriminat. Nu fac trimitere la cazul dumneavoastră, doamna Victoria. Eu știu, la general eu zic. Cât de... Da. Chiar cât de urât n-ar fi cazul grav, bătaia pentru mine nu e o salvare. Cât despre discriminare, că deci sunt cunoscute fapte, cazuri când... Deci, dacă Oleg, tot ai făcut referire la instanțe. Am văzut tați care, cu toată dăruirea, cuvinte nu am să mă exprim, cât de mult plâng și sufer atunci când copilul e luat de la mamă, adică poate chiar și de la tată, sau nu îi se oferă șansa să-și vadă copilul, fie ficior, fie fiică. Iată și eu aici tot nu înțeleg. Am văzut și cazuri când, indiferent este tatăl, indiferent unde se află copilul, în ce familie, adică, da, chiar și dacă se află în a doua căsătorie.
Eu consider că dacă ar porni totul de la lege bine statuată și de la Constituție, consider că nu ar trebui așa să fie. Dar într-un stat, să zic despre țara noastră, într-un stat unde nu se respectă nicio lege, nu știu. Da, este un este o problemă globală, interesantă, dar captivantă. Mai mult nu mă pot expune. V-am ascultat atent. La noi da, tare legii observat? De încalcă. Doamna tare. Veronica, doamna Veronica spune că eu am fost Victoria, da, că eu am fost slabă și nu a vrut să dea nici înapoi. Ați văzut femeia, eu nu spun acum că e nu-i dreaptă, dar femeia s-a folosit cu slăbăciunea ea și că noi bărbați sărmani și noi bărbați sărmani nu putem să ne batem cu femeie slabă și ei poate să iei un ocrop să dea peste bărbat, o tava o să dea în cap să iasă creierii. Nu, ocrop nu, ocrop nu, dau un pumn. Un ocrop nu, dar un pumn poate sprânească. Dacă el mă lovește, eu tac, el iar mă lovește, eu tac, și șed eu, ședem tot cu sânge, am început eu măcar ceva să fac. Nu, mă da până acum ai zis că l-ai bătut, dar el nu a vrut să dea înapoi. Înseamnă el nu te bate când a venit, înseamnă mătai l-ai bătut. Nu, eu a început bărbatul meu, înțelegi, dar cei doi au început să-l apere pe el, înțelegi? Că adică noi între noi am avut și dar ei ieși să de-am ne-a venit și pe și ea. Am înțeles, dar eu am vrut să vă zic că femeile, mulțime de femei, mai mult se folosesc cu slăbăciunea lor. Că noi bărbați jălim pe dânșă, noi nu vrem să o palim pe dânșă. Te cam pim papșu. Toată problema asta e. Eu nu vreau să-l bat, dar el minim a bătut 10 ani. Ca pe un sac de papșu, eu vă spun în serios. Eu în orice nu înțeleg ce înseamnă să bate, să bați. Bărbatul care stime. Voi știți bărbatul care... Bărbatul care își stimează singur pe dânsul și să socoate că el e bărbat, el niciodată nu o să ridică mâna pe femeia. Dar femeia trebuie să știe... Femeia trebuie să știe drepturile ei. Adică că e totuși femeie, că e trebuie să se pune la bărbat. Înțelegi? Să nu folosească asta. Eu și ieri am zis că femeile au vă câțiva greșele. În primul rând, că ei, bărbatul după natură, el este om liber și el nu dorește ca cineva să-i dicteze ce să facă. Și când începe asta, el se zăpășește. Și apoi, când îi merg la sexul, apoi mai mulți femei după ce merg, după bani, după bunurile, după veniturile, ca să vadă Valea, iau țața Valea să vadă că eu am pe Vasile, dar Vasile... Dar Vasile are o mașină bună, dar când e culcat, măi Gheorghe, dar tu ai un pânce, măi de la tine acolo te mititel, măi de cum eu n-am văzut până acum, că ei nu văd neajunsuri la bărbat pe care îl iau. Ei se însoară după materialismul, după bunurile a bărbatului. Ca să se culcă. Coleg, nu generaliza după cazurile minore pe care le cunoști tu. Ai auzit mai devreme, Victoria, auzit că a fost toată viața bătută și tu n-ai observat chestia. No, când i-a auzit că odată l-a bătut pe bărbatul, imediat ai auzit și ai accentuat chestia asta. La fel și despre fete. Ai auzit vreo câteva că se culcă pentru bani și pentru mașini, pe cele le ții minte. Dar altele care slujesc toată viața bărbatului, cresc copii... stau la bucătării, da, toată ziua, pe cele nu le observi. Dați-mi voie să spun, eu sunt, ascultați, eu sunt o femeie creștină, eu nu beam, nici acum nu beau. Nu fumez cum nu fumam, nu furam, nu umblam cu alții bărbați, Doamne ferește, el la mine, veteran din Afganistan. El așa era de strogii. Că nu puteai să spui opinia ta. El a intrat în casă și a făcut o privire în spitine și eu ședeam că eu, deși nu m-am mărit,
de-am tot mă întreabă, că de 10 ani eu stau singură. Eu am prins așa o frică de bărbat, că atâția ani trebuie să te chinui bărbatul, ca tu să nu mai vrei maritată în viața vecelor, amin. Nu mai vreau și am zis că eu am căpătat libertatea aceasta, nu pentru că să mă duc cu alt bărbat, ca el totuși așa. Am o frică de bărbat. Că el nici nu se gândea că eu trebuie să spun de pildă opinia mea. El a intrat în casă, noi te zburam că el a intrat în casă. Eu, cum să spun, am trăit niște coșmaruri, asta e coșmaruri. Acum e adevărat că eu nu mă tem și în direct să spun. Și stau în Chișinău de 200 de kilometri de el. Tătă viața el îmi spune, dacă te duci, că eu îi spunem, ajunge atât apălit în mine, că eu ședem tihu, că Doamne ferește, nici prin gând să mă uit eu la alt bărbat. Doamne ferește asta. Asta e Doamne ferește. Și el s-a dus la alta, cu slubovniță, îi zăguleal, îi tac eu șol. Eu am ridicat copii singuri. Doamne ferește, eu nu știu cum, și pot să spui, adică despre bărbat. Eu spun despre bărbat care pe mine mă chinuie și nu se respecta nici o lege. El lucra meșterea, că las audă, Spinei Valeriu din Drochia. El era meșter în stroică, era super meșter și era legat cu tot poliția, că lucra și le fășe de la temie, fășe casele, le acoperie și le fășe toate. Și nu mă auze niciun polițai, eu vinem, avem leziuni corporale, ori ușoare, ori mari. Eu am certificat că am stat atâta în spitaluri. El ne-i spune, hai să spui la poliție, dacă eu că mă abțin totuși, fugem de când în când la poliție. Ori vine salvarea de ce, hai să spui că ai cicat acolo, ori ți-ai pălit. Nu mă spui, că n-a să ajungi până la poliție, te omor. Eu ședem cu frică, Astăzi îndemn toate femeile. Nu așteptați 10 ani că se bată. Deodată, odată te-a lovit, nu este bărbat. Nu este bărbat dacă el te-a lovit. Nici femeia care lovește. Că eu odată l-am lovit și eu m-am înervat și eu odată. Dar eu de frică, eu mă temem, eu fugem de acasă. Tăiat cu copilașii mii, 5 copii. Mă întrebau în Malin, în Păpșoi, mama, когда это весь кошмар закончится? Мы хотим кушать, мы хотим спать. Они были раздеты в болоте, в дождь, снег, да я дорм, жилище и унди. Во идеи на овец, кум пот, я скажу. Испонять лишь ты повешь, а шалку, а шалку. Оф, какого, Доамне, ферешт, фемеус. Алта барбат. Pătrat în casă cu o floare. I-a făcut un ceai, o sărutat. Azi înseamnă că mai dorește poate vreun bărbat, nu? Dar dumneavoastră, Andriana, ne povestiți niște povești de детски, как сказать, рассказы. Для меня это не серьезно. Для меня есть серьезные проблемы, которые нужны решать. Noi vorbim, dacă îmi dați voie și mie, spun vă două cuvinte. Da, spune. Noi vorbim de probleme, dar numai de probleme vorbim. Vorbim probleme, dar nu vorbim despre rezolvarea problemelor acestea. Uh-huh. Un om deja matur, deja format, pe dâns nu poți să-l schimbi. Poți să vorbești cât noi vorbi sau chiar poți să-i arăți și un exemplu, poate și unii poate să văzând exemplu să se schimbe, da? Văzând și ești de dragoste și ești atârnare, poate să schimbe, dar foarte greu, dar unii deloc. Pentru că așa le este educația. Și de ce unica, unicu... Da, dar drept, dar unica. Legea trebuie respectată. Legea trebuie respectată, dar dacă nimeni nu respectă legea. Legislația, să vezi cât de,
cât cum i-ar pieri curajul când intră în casă să, să fugă ca șoaricii soția cu toți cinci copii. Că dacă l-ar amenda o dată, două ori, dar a treia oară de am să-l închid în detenție, ori el pleacă din familie, că să nu ajungă iar în detenție, dacă știe că nu poate isprăvi, că tot agresorul a rămas, ori își schimbă comportamentul. Crede-mă că... Eu sunt de acord, dar nu pentru toți se potrivește lucrul acesta. Toți. Care nu lucrează nici psihologii, la care le spun, uai, ăsta e psihopat, ăsta ori cu detenție, ori cu amendă, ori cu psihoterapie, el tot psihopat rămâne, adică dai niște iluzii soției, familiei, uite, el s-ar putea corecta niște speranțe false. De obicei, psihologii, psihoterapeuții le spun că acest caz este... cum să zicem, incurabil, că el nu-i pot schimba structura de personalitate. Dar foarte mulți care sunt violenți, manifestă violență, e din cauza educației, care au fost și ei, au avut părinți traumați, că au fost la război sau chiar au fost bătuți de părinții lor. Cu aceea se poate de lucrat, dar să-i oblige prin legislație, cum fac în, eu am mai pomenit la o emisiune, cum fac în unele țări civilizate. O, au fost violent în familie, așa băieți, ori te duci închis în detenție, ori tu urmezi ședințele de psihoterapie și facem corecții cu tine. Și dacă ar funcționa bine legea, dar ei să vin și cochetează, cum spune doamna, mai nu stau la o țigară, cheamă de câte ori, care mi-au povestit doamnele, că cheamă echipajul, da, sună, cheamă echipajul, că a fost agresată, abuzată și din echipaj de obicei vin câte trei, nu că asta când e vorba noapte, ziua mai poți chema sectoristul, dar sectoristul doar nu lucrează non-stop, da, noaptea vine echipajul și de obicei sunt mai cazurile este de violență, de obicei sunt așa, sara. Vine echipajul și ei poți stăi cu așa la de vorbă cu agresorul. Stăi la o țigară, să-i povestească agresorul, oi, dar la tine femeie tot așa. Și când te uiți, stă-ți trei din echipaj, îți pe fază de mai nu prieteni cu agresorul. Ei știu a lucra, să înveți a lucra. Ai primit în științarea că a fost agresată, gata, tu n-ai și stat la tai fază cu agresorul. Aici e vorba că pregătiri... Au polițiștii și relațiile astea, că avut și să duci și-i face că i s-a stricat acolo, i se dărâmă o perete și el e meșter și trebuie să meșterul să-i facă lui sectorist ori un perete, o scară acolo. Știi, hai, lasă că știu eu cum să le în eu Moldova. O clipă, astăzi am primit numai ce anunț că astăzi ziua muzeilor și toate muzeurile lucrează gratis. Astăzi așa au fost. Mulțumesc pentru anunț. Să reușim și la ora 10 ne spune asta. Asta Iulia a scris, mama Instagram написала. Мы поняли, Юля, спасибо. Олег Иванович, Катя, да, те салута. Пищини. Олег Иванович, наузиц. Я вам вроде соспун беспрелегили... Каре, акума я скажу по-русски, бо мне легче говорить, значит, сейчас положение поменялось, сейчас, видимо, законы какие-то другие, потому что вот этот мой муж, бывший муж, он женился, он шел к любовнице молодой, создал семью с ней, жил с ней 5 лет, сделали ребенка, и он там в своей же этой семье, с этой любовницей, как бы она уже его жена уже была, значит, он ее тоже обижал, она вызывала полицию, шлу ее пусть любил дедзеши дзили на идрепту Сентринограды. Есть аж да кенва шануера, акума адикану. Ел тот уж тим дедзеши дзили у Сентринограды, ши черта куя. Е я русил читат полиция, шлу ее дат нож кум доу лунь сану Сентринограды. Acum când cu mine el tot s-a certat că am cu dânsul băiețel și el nu-i dă voie nici să-l văd. Adică, ne-l dă voie să văd, dar copilul are 13 ani și el pe dânsul psihologic
influențează. Ce-ți trebuie pe dânsa? Da, și ce, las că noi trăim fără mamă, la, la. Eu când vin în drochi, el nu-i de voie, pur și simplu să-l văd, să-i dau haine, să-i dau dulciuri, nu-i de voie, nici bani, nică. Am solicitat poliția, ne-am îmbrâncit, m-a lungat din o gradă că a spus că e casa lui, da, casa e lui, dar copilul zic că e meu, scoate-l în drum că vreau să-l îmbrăc, că i-am adus hainuță. Nu ne-a dat voie, tot așa am chemat poliția, dar când a aflat că eu în Chișinău aici și mă ocup cu drepturile, mi-am cumpărat codexul, izuceala, hădila, ea vizde, am mai lucrat puțin controlor. Și de acum că nu a aflat că eu sunt cu drepturile omului, apoi când m-am certat cu el, în sprijină că n-am putut vide copilul, ascultați, când n-am putut vide copilul, el nu-mi permite, eu am solicitat poliția, mi-a mai îmbrâncit, asta era ultima, că am spus că mai mult nu mă duc. Nu, nu, și să mai mă îmbrâncească atâta, că am vrut să văd copilul. Și dar copilul singurul decide că ia hăciu-s papă, nu? Am solicitat, am ieșit în direct și am spus la toți, vă rog frumos, vorbiți cu fostul meu soț, vorbiți cu copilul, nu are dreptul să nu văd eu copilul meu, că nu sunt cum lipsită de drepturile. Dar și am vrut să spun că când a aflat polițaiul, el ne-a sunat și mi-a spus, doamna Spinei, când dumneavoastră veniți la droche? Dar eu zic, ce s-a întâmplat? Hai să veniți repijor la mine, că am ceva cu dumneavoastră. Măi, zic, eu știu și s-a mai întâmplat, că din octombrie când ne-am certat. Dar el zice că eu vreau să vă audiez. Ei, am venit, mă audiază. Când mă uită, îmi vine răspunsul, l-a amendat pe cazul acela din octombrie, din an trecut, când el nu-i permite copilul, dar eu am ieșit în direct cât toate instituțiile ca de drept. Înțelegeți? A, și la droghe, la instituții, la poliție, la ministerie, la toate. Și când a aflat că eu mă ocup serios cu drepturile, spustea несколько месяцев мне пришел призыв прийти в Дрокию, чтобы меня еще раз услышали, моудят, и я плекат луи аменды 750 лей. А жена вился ла амендеза. Да, когда вас кью раскуреска из Печнел, я пус аменды 750 лей. Не, ну и требуется ла амендеза. Не, не требуется să schimbe, dar el nu se mai schimbă. Bărbatul nu se schimbă. Toată viața e așa și cred că am ureașă. Și ați vorbit? Ați vorbit până la urmă cu copilul? N-ați vorbit așa? Da, gata, de-am îmi permite. Eu pus amenda și ascultați. Și puțin câte cineva o mai vorbit, că el de-a mare frică. Eu vin în Drochia, și eu spun la copii, că ia că eu vin, la și mai mari, el află, aici am el, de 13 ani, află de la și mari, că mama vine. Și, ascultați, și eu, de pildă, mă duc la băiat mai mare, și el vine repijor încolo la băiat, și eu îl întreb, tata ți-a dat voie? Da, da, tot normal, da, da. El, ca eu să nu vin încolo, să nu ne certem la el, el are casa aparte, eu vin și îi spun în drum, dă-mi voie să văd copilul, scoate-l în drum. Și ca eu să nu fac acolo, adică zarvă, că vreau să-l văd, una alta, el răbde, ne-l trimite de-am la ficiorniu. Dar mă mulțumesc, măcar că ne-l dă voie, măcar la ficiorul meu mai mare, îl văd, doar pe drum, ne vedem, lângă magazin, lângă, unde e de pildă, la școală mai mă duc. Dar... Totuși, ce am vrut să spun, că legile este 10 zile, atunci când el cu soția și lui, i-a dat 10 zile și apoi i-a dat 2 luni și acum i-a dat puțin câte deam amendă. Dacă după amendă el a să mai certe, puțin câte prevede legea altceva, eu nu știu, mai mare de-am pedepsă, poate să-l închidă. Dosar penal nu pentru încălcarea ordinului de protecție. Da, da, ia ca ce.
Asta e cu siguranță, da, se face când este încălcarea ordinelor de protecție, el deja s-a pus cu statul, cu hotărârea instanței de judecată care a dat ordonanța de protecție și la încălcările când se încalcă ordonanța de protecție. Это благодаря тому, что я тут уже везде по всем инстанциям. У-у-у-у. Да я уж такую-то ещё как чёрная мышка серенькая. А пью я рам ярбы тут и și copiii iar nu vedem. Păi, dar nu, că dumneavoastră trebuie să faceți să vă stabilească, doar sunt organele de tutelă a copiilor care vă stabilește câte zile, câte ore, în zilele de vacanță, în zilele de weekend, când puteți lua copilul. Copilul trebuie să iei cu mine. Grafic de întrevederi. Copilul trebuie să iei cu mine, ori cu dânsul, nu ne-o... Nu. Păi înseamnă că trebuie să stabiliți la amândoi copii, la amândoi. Așa, înseamnă, nu, dar știți cum fac psihotare când nu se pot împărți? Ascultați, e două până la 12 ani, până la 12 ani decide judecătorul, de la 12 ani copilul decide unde vrea, vrea la mamucă, la tatucă, la mama, la tata, și deja el taman are vârsta de apreciere unde vrea. Ia stați un pic. Dar de dumneavoastră, cum ați descris dumneavoastră și cazul cu actuala lui soție, el e comportament clasic de psihopatie, cu tulburare de personalitate. Și dumneavoastră puteți apela la instanțele care, organele de tutie... La... Oleg, taci! Puteți... Asta acuș așteaptă la organele de tutelă că el prezintă pericol, că să cereți să facă evaluarea lui psihologică, că el prezintă pericol pentru copil, că copilul poate fi manipulat. Pentru așa copil, persoane, nu! Pentru copil, el iubește copii, el Nu. El copii iubește, că acolo în ograde trăiesc doi copii de mii. Adică minori, Valeria și Daniela, adică ei amândoi acolo sunt, da, Valeria de-a mii maritat deja și are bărbat. Dar dumneavoastră stați în casa victimii? Am plecat. Copiii iubește și nu i-a abuzat niciodată copiii, nu cred că așa persoane mai devreme sau mai târziu abuzează. Mă auziți, el iubește, el duce în vânt după copii. Și după Daniela, este nasledic, el doamn ferește. Și de atât, Daniel zice că voi очень строго, a papa mi-a разрешаете телевизор, деньги дает и то, и то, а вы мне то нельзя, то нельзя, то не то, то не то. Păi atunci trebuie să vă stabilească instanța de judecată, orile și zilele când puteți să vizitați copilul. N-am nevoie că eu nu sunt pe alimente și nu sunt lișite de drepturile și nu am nevoie. El a stabilească și stabilească. Copilul trăiește acolo și eu am dreptul la copil și atât. Bun, hai să încheiem discuția, că doamna Tamara deja ne-a părăsit. Îmi permit să spun. Trecut de ora 10 să venim cu niște concluzii. Bărbații da, și sunt eu foarte rar discriminați, dar și când se întâmplă, păi e la armată și nu îi întreabă nimeni, exploatează statul, dar femeile... Dacă vor să duc la armată, de exemplu, dacă nu vor, nu se duc. Și ieșitul la pensie. Bărbații ies la pensie la cât? La 64, 65, femeile cu vreo câțiva ani mai devreme. Nu știu, deocamdată știu că e inegalitate la ieșirea la pensie. Chiar dacă speranța de viață a bărbaților e mai mică. Și deci ei petrec la pensie doar câțiva ani dacă reușesc, dacă nu mor înainte de pensionare. Dar înțeleg că tendința... În legislație se echilibreze, se egaleze și se iasă odată și bărbații și femeile la pensie. Cu armata obligatorie sper să se anuleze vreodată, pentru că e chiar o formă de sclavie, de robie, la care e supus numai bărbatul. Eu cred că nici bărbatul nu merită așa bătaie de joc. Și încă am vrut să spun așa, cei ce au povestit doamna Victoria. Tema al doamnei Larisei, că e să ocupă cu discriminarea femeilor și când e să spui când să participăm, poftim să participați, chiar lucrurile este interesante. Dar astăzi noi vorbim despre discriminarea bărbaților și apărăm numai drepturile lor. Apărăm pe toți. Apărăm pe toți, dar...
Astăzi apărăm ziua, astăzi apărăm pe bărbați. Trebuie să fie niște argumente care, adică să poate să dai o replică și femeia, adică bărbatul spune, da, dar și femeia trebuie să aibă replică. Fără de asta spui, nu poți să vorbești numai tu, înțelegi? Eu sunt de acord cu tine, da, dar eu aș vrea ca femeile tot să spui care, cum ca femeie au văzut unde se calcă drepturile bărbaților, unde ei s-o cot ca femeie, unde se calcă de stat drepturile lor, a bărbaților. Dar așa cum este, așa este, luni, duminica sau luni, asta depinde de la Oleșca nostru. Pe mine mă auziți, da, doamna Victoria? Da. Alo? Da, aud. Ne aud? Da. Duminica aude, sau luni, aude, noi avem tema, înțelegere și neînțelegerea între părinți și copii care duc la urmă și greșelile și ошибки взрослых по отношению к тем, cum să le rămână eu ca doamna Victoria tot nu prea asta. Și greșelile din partea părinților care își fac și își provoacă fraudă și neînțelegere între copii. Oleșca, cum mai bine corect să numești asta? Poți să corectezi pe noi? Greșeli de educație. Cum? Greșelile educației părintești. Părintești, și urmările. Și urmări. Da, aș vrea să nu numai greșeli de educație. O problemă e cu, eu tot trag la mine, ca de obicei, și violența părinților față de copii. Asta trebuie să iei într-o temă. Și vă rog, frumos, asta nu e educație. Dar unde violența e violență, educația e educație. Nu, educația cu bățul. Noi vorbim despre greșeli. Prin violență tot se educă cumva, înțelegeți? Adică tot se dă educare da, ca un fel... agresor. Ori agresor, ori invers, ori umil, ori victimă. Da, prin bătaie duci în două direcții. Greșelii părinților... E un fel de dresaj și dresajul uneori poate fi violent. Putem să dezvoltăm tema duminică. Poate și duminică în parc la microfonul liber pe alea claselor de la ora 1. Dar seara putem să o facem discuție online. 8:30. Eu am vrut să zic așa, la final de discuție, că cazurile totuși de discriminare, cum a zis Oleg, unde așa mai evident, mai vădit, e armata și pensia. Eu tot nu prea înțeleg. Femeile după 50 de ani, uneori sunt mai rezistente decât bărbații. Nu înțeleg nici eu fiziologic de ce ele să iasă mai devreme la pensie. E că chiar nu înțeleg. La armată eu sunt categoric împotrivă, nu există. Adică armata cu bani care îi place el, să visează el soldat zburdând pe acolo, pe dincolo, lasă-o facă asta care e profesionist, Dumnezeu cu dânsii, care îi place. Să ducă, mă rog, dacă așa îi place lui. Care vrea. Unica formă care o accept, cu toate că după mine n-ar trebui deloc să fie armate. Așa, numai pentru ordinea publică, poliție și, să zicem, carabinier, ceva, dar nu mai mult. Și asta, și totuși cazurile care, că ai zis tu cu familia, care, păi nu putea lăsa pe stradă, doamna, cazul care ai vrut tu spui, însărcinată. E dificil aici situația. Să iei, să-i cazeze, dar dacă centrul de plasament e numai pentru femeie, nu-l poate lua. Doamna Victoria, dar pe urmă copilul ăsta care statul zici că are grijă de dânsul, să aibă tot 18 ani. Și tot să l-a zvârli pe dânsul fix așa afară, cum a fost și măsa lui așa. Asta e problemă pentru toți, nu numai pentru acest bărbat, că uite că de la dânsul a rămas o femeie însărcinată. Este problema societății, spunem, dar nu de discriminare. Voi spuneți că statul a luat sub grijă sa pe femeie însărcinată ca să apere copilul. Dar dacă statul așa are grijă de copil, de ce nu și apere drepturile la... Iulia, scăjă, u vas discriminația mușin, este v-Rasie?
или нет, напиши нам сообщение. Касаяна, dacă în crește copil la 18 ani, pe dânsul, pur și simplu, ca cum Oleg ieri a zis că mulți oameni, copii, șed și după 18 ani, șed pe străți și aștept apartamente care după lege trebuie să-i oferi statul și nimeni nu-i dă, că spune că primăria... E săracă. Не морочь голову, Юля. Угу. Же я каша. Да, я ажунга страда, да я что де проблема, где проблема аста. Mă iertați, v-am întrebat. Nu pot, deoarece trăiesc la camin și lumea doarme și este ora 10, de, după 10. Corect, corect. Toată lumea trebuie să mergă la culcare, cu mâine zi gre. Da, noapte bună. Da. Mulțumim, mulțumim tuturor. Vă mulțumim pentru curaj. Mă anunțați când. Felicitări, doamnă, pentru duminică curaj. Duminică în parc și seara aici online. Da. În camera din grupul... Azi dintr-o lucrează muzee, iacă Iulia ne-a scris. Oleg Ivan, da. Ce-i scris toate anunțurile care privind cu grupul dumneavoastră, cu companie, cu toate cele? Uh-huh. Bine, doamna Victoria Batcova. Eu să-mi amintesc. Ne-am înțeles. Георгиевна! Мы добиваемся да. того, чтобы доказать, что дискриминация мужчин есть, и что мужчины должны также быть защищены государством, как женщины. Это Юля меня спрашивает, правильно. Я ей пишу. Я ей задал вопрос да. о том, что есть ли дискриминация в России. Она написала, что нету. Я написал, что это не, ну, дал понятие, что я не согласен с этим, потому что как в семьях, как и во всех законах, везде всегда защищаются права женщины, а мужчина всегда на втором плане. А мы являемся теми, кто дарит вам жизни, детей, тем, ну, естественно, мы оба зависимы, мы оба, как говорится, отвечаем за это. Но и вы, женщины, без нас ничто. Я хочу отметить, значит, потому что это мне надо покинуть чат. Да, слушай, да. Значит, я против дискриминации в общем, хоть мужчины, хоть женщины. И в этом же случае, что ты говоришь, упоминаешь опять же о мужчинах, я 100% против дискриминации мужчин. Я говорю это честно, не без улыбки. Как бы да, если мужчина тоже ни во что не ставит, порядочный. Он тянет беспорядки разные, и он не может добиться каких-то законов, каких-то, я как бы очень поддерживаю, есть равенство, есть закон, все должны соблюдать, и я говорю еще раз, что мы будем стараться утвердить вот это право, мы в группе, чтобы мы как более-менее... знали и могли другим помочь. Все. Ну, спокойной будем надеяться, ночи. Что на нас будем надеяться, что кто-то из государственных депутатов увидел нашу передачу. Спиранг Чинивау Вазутин депутат. У нас не только увидел, а и участвовал наш депутат Олег Иванович. Он и слышал, и видел, и участвовал в дискуссии. Спасибо, Олег Иванович, вам. До свидания. Напти буна. Напти буна. Напти буна. Папа, напти буна. Сейчас, Юля, я тебе позвоню.